Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie directă la Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre cei 5 diplomați ruși care au fost declarați persona non grata de către Guvernul Republicii Moldova. Aceste și alte aspecte vom încerca să le abordăm în ediția prezentă. Vă reamintesc, stimați telespectatori, puteți participa și dumneavoastră la discuția noastră prin intermediul rețelelor de socializare, unde vă rugăm să lăsați întrebările domniilor voastre. Invitații ediției de astăzi sunt Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Lebedinski, cum putem descifra acest eveniment care a zguduit practic întreaga mass media? Cel puțin nu mai avem un precedent în Republica Moldova atunci când 5 diplomați să fie declarați persona non grata. Eu aș începe un scurt istoric, jumătate de an în urmă, de fapt, da? De la ce s-a început. Din momentul când domnul Dodon a devenit președinte sau s-a început o ascensiune foarte bună în relațiile noastre a Republicii Moldova cu Federația Rusă. Evident, cuiva nu-i place că, de pildă, miniștrii nu sunt primiți la nivel cuvenit. Prim-ministru nu are relații bune cu prim-ministru din statul din Federația Rusă. Și, dar domnul Dodon a reușit în această perioadă să rezolve multe întrebări din cele care de fapt reprezentau platforma lui electorală. Vorbim despre amnistia migranților, vorbim despre accesul pe piața rusă a producătorilor noștri autohtoni de vinuri, de produse agricole și imediat cum s-a început această situație, dar eu cred că totuși punctul a fost pus că imaginea care a văzut-o întreaga lume, când pe data de 9 mai, pe Piața Roșii, domnul Dodon se afla alături de domnul Putin. Evident, ambițiile care sunt a unor guvernanți de noștri i-a dus la această, eu consider ca o greșeală foarte mare, deoarece timp de noi în anul 2017 am celebrat 25 de ani de relații diplomatice și să, chiar în anul jubiliar să iei și să faci astfel de situații, el de fapt reprezintă o provocare mai mult să vadă care va fi reacția Federației Ruse. Dar eu cred că diplomația rusă are o experiență foarte bogată și sper foarte mult că vor avea o atitudine neglijătoare acestui fapt. Eu foarte mult sper la aceasta ca să nu fie o reacție dură din partea Federației Ruse. Măcar că s-ar merita. Domnule Mihăieș, e o gafă diplomatică, este o ripostă adusă domnului președinte. Cum trebuie să înțelegem acest gest? Bine, noi trebuie să ne uităm în istoria relațiilor internaționale și pe persoana non grata și este un drept al fiecărui stat de a declara persoane de altă cetățenie, persoana non grata. De-a lungul timpului, în Republica Moldova, noi am mai avut asemenea cazuri. Și cu diplomați din România, și cu jurnaliști sub acoperire din Rusia sau din alte țări. Chiar nu de mult au fost două cazuri. Respectiv și Federația Rusă aplică foarte des acest mecanism. În acest context trebuie să menționăm că, conform Convenției de la Viena, un stat, atunci când declară o persoană non grata, indiferent că este cu statut diplomatic sau nediplomatic, nu este obligat să vină și cu anumite explicații. Corect. Însă există o cutumă prin care se pe anumite canale se comunică că persoanele cu tare au fost declarate non grata pe anumite motive. Din cazul dat, ceea ce am înțeles din anumite surse din presa moldovenească și cea rusească, este că acești 5 diplomați ruși, numele unui dintre care este cunoscut, apropo, știți foarte bine că este cel care a fost implicat în cazul cu deputatul care acum este arestat, bănuit fiind de infracțiune de spionaj și dare de patrie, domnul Bolboceanu, da? Și dânsul a recunoscut că el face parte din lotul celor 5. În tradiția respectivă internațională diplomatică, el trebuia să plece din țară imediat ce a fost implicat în acest caz. Deci dânsul nu a plecat și dacă a fost prins în flagrant cu un agent sau cu un dacă o să demonstreze și instanța că a fost un agent și, într-adevăr, o acțiune de spionaj, cu atât mai mult. Domnule Mihăieș, ce beneficii poate aduce această decizie Republicii Moldova, guvernării, nu știu? Aici depinde sau relațiilor diplomatice, până la urmă. Interesul național al Republicii Moldova este apreciat în cazul dat
prin prisma faptului că guvernul și Ministerul de Externe, Serviciile de Informații Externe, au acționat considerând că în interesul național al Republicii Moldova este ca aceste persoane să fie declarate non grata. Ceea ce am vrut să continui este că s-a vehiculat o informație că ar fi fost ofițeri ai Ministerului Apărării, adică GRU, renumitul GRU. Ofițeri de spionar sau ofițeri de informație ai Serviciului Armatei Ruse. Faptul că se află asemenea ofițeri pe teritoriul Moldovei noi cunoaștem și sunt mulți dintre ei sunt în Transnistria. Problema mai nouă este că unii dintre ei au fost mai recent de Federația Rusă sub acoperire diplomatică plasat. Și asta e un element de noutate, ca să zic așa. Pentru că el când vine și spune, domnule, noi că știți că acum unica posibilitate care îi treacă este prin aeroportul Chișinău. Pe Ucraina nu mai pot trece. Și îi se prezintă. Domnule, eu sunt ofițer din Rusia, plec în Transnistria, îi se controlează documentele. Dacă sunt în regulă, nu sunt probleme și el este petrecut până acolo. Pentru că rușii acolo au două momente. Primul este contingentul lor militar, redus, care păzește Colbasna și asta e motivația pentru care rușii îi țin acolo. Și a doilea este formatul de pace, de pacificatori, că acolo Rusia oficială este prezentul cu militari. Însă, mai nou, v-am spus că se creează impresia că Federația Rusă în mod special a ascuns ofițerii ăștia dându-le statut diplomatic. Și unii dintre dânsii, inclusiv ăsta, cum îi spune, Gutko, sau cum familia corectă, acolo v-am zis, ați notat cumva. Karasin. Nu Karasin, nu. Ofițerul respectiv. Da. Nu ați notat. Da, îmi scapă care a fost implicat în prin internet. Da. Care a fost implicat în cazul cu Bolboceanu, este o probă clară că unii diplomați, de fapt, nu sunt diplomați, dar sunt ofițeri, înțelegeți? Ceea ce contravine convenții de la Viena, pentru că, în mod normal, serviciul diplomatic e una, spionajul e complet altceva. Și atunci, eu sper că Ministerul nostru de Externe și primul ministru au acționat în interes național, s-au expuzat niște ofițeri de informații care nu aveau ce căuta cu statul diplomatic. Domnule Lebedinski, insist asupra întrebării pe care am acordat-o domnului Mihăieș. Cine are beneficii? Cum trebuie văzută toată treaba asta? Dar beneficii nu are nimeni din asta. Republica Moldova, în cazul dat, dacă îi presupunem că într-adevăr aceste persoane au fost implicate în acțiuni de spionaj, ceea ce eu am mare dubii, dar bine. Oricum, oricare stat mare își are interesele sale și ajungem și la aceasta. Dar în cazul dacă a fost totuși admis situații când pe teritoriul Moldovei au activat careva structuri de spionaj, aceasta este problema statului Republica Moldova. Pentru că nu are structuri eficiente de securitate. Pentru că au admis parcursul la 4-5 ani de zile să activeze astfel de persoane. Evident, Serviciul Informației și Securitate și să facă lucru. Eu nu exclud alte situații când pentru a-și acoperi gafele sale sau pentru a motiva existența sa, serviciul prezintă anumite informații. Uite, acela face ce, doar nu e obligat nimeni să motiveze să prezinte careva probe suplimentare. În cazul dat, domnul Hirsch corect a spus că guvernul nu are obligațiune să motiveze, din care considerent recunoaște aceste persoane non grat. Doar a prezentat această notă către ambasador și ambasadorul trebuie să organizeze timp de 72 de ore aceste persoane să părăsească Republica Moldova. Eu vreau să spun altfel, dacă într-adevăr erau probe, că eu am dubii și asupra implicării domnului Bolboceanu în comiterea cărora infracțiuni, dar să presupunem, știți, nu sunt apărătorul nici a unei părți. Da. Eu aș pune întrebarea în felul următor. Dacă a fost identificat că domnul Bolboceanu, împreună cu această persoană, chiar și cu statut diplomatic, este implicat în comiterea unei infracțiuni, aceste persoane urmează să fie reținute, ambele. Da. Care e problema? Este componența de infracțiune prevăzută de legislația penală a Republicii Moldova. Imediat atunci trebuia să fie reacție. Dar nu să aștepți cât 4-3-4 luni pentru ca să dai o reacție o reacție diplomatică. Vorbim. Când s-a prezentat că e diplomat, nu poți aresta, el nu răspunde penal. Bine, el are imunitatea doar în afară de flagrant. În flagrant, dacă a fost reținut,
Dar din cât eu am înțeles, domnul Plobocean a fost reținut în flagrant. Și respectiv, în cazul dat, urma putea imediat. Să fie reținut și ulterior eliberat cu, da. Cu judecatul în, în acest caz, nota urma să fie imediat prezentată. Dar nu peste 3 luni, 4 luni de zile. Bine, deci, când a venit un moment politic prielnic. Prielnic eu pentru, cred că pentru guvernare. Federația Rusă aici trebuie să învețe o lecție. Pentru că Republica Moldova a avut guvernări slabe și a avut guvernări care nu aveau caracter și nu respectau interesul național. Și Rusia și-a permis prea multe chestii în Republica Moldova. Și vă dau câteva exemple. Conflictul Transnistria cu implicarea armatei 14 și cu armamentul de acolo din Transnistria care a fost împărțit la voluntarii din Transnistria și asta a făcut ca să fie multe pierderi umane. Pe urmă avem problema cu gazele, cu întreprinderea Moldova Gaz, că 6 miliarde de dolari consumul regiunii Transnistriene vor să-l pună în contul Republicii Moldova. Dar nu în contul Republicii Moldova. Și când s-a ajuns. Un agent economic în care Republica Moldova are 30%, Federația Rusă are 50% și Transnistria are 20%. Aveți dreptate, dar nu uitați că guvernul Republicii Moldova este acționar cu 34%. Păi bine, 34% răspunde Republica Moldova și 50% răspunde Federația Rusă. Da, dar știți că tentativa Rusiei care este? Și nimeni n-a spus nimeni niciodată că asta... Păi, asta e intenția oricărui agent economic de a o face. Vedeți că dar noi pentru asta și este guvernare care se ieși să urmă este embargou la produsele agroalimentare și vitivinicole. Păi, și anume din momentul când s-a rezolvat. Moldova nu a răspuns cu... N-au trecut o lună de zile de când a fost scos embargou și noi facem iar, provocăm iar și domnule Mihai, pentru că am ajuns să discutăm despre embargou. Viceministrul de externe rus, Grigori Karasin, spunea că riposta Moldovei va fi foarte dură. Sau riposta pentru Republica Moldova. Putem să ne așteptăm, la un embargo? Haideți să vă spun ceva. Dacă Federația Rusă va citi nota moldovenească, că acolo trebuie să scrie ceva în nota respectivă, ea e secretă. Oricum e desemnată diplomaților ruși. Ministrul de externe, pactul de decizie de Federația Rusă, vor lua o decizie politică. Și ei vor vedea. Domnilor, dacă într-adevăr aceia 5 au fost ofițeri sub acoperire ai armatei, se poate întâmpla și altceva. Știți ce se poate întâmpla? Ca să fie pedepsit ministrul de externe, ce a admis? Cum? Pedepsit pe linia lor interne. Noi nu o să aflăm de chestia asta. Da. O să spun, domnule, dar ce tu ai admis ca 5, tocmai 5 diplomați, să fie ofițeri sub acoperire ai GRU. Și poate să fie și o atitudine mai ușoară față de Republica Moldova, pentru că dacă Moldova ar fi încălcat grav convenția diplomatică, eu vă asigur că încă ieri erau sancțiunile enunțate. Problema este că acum am avut și în ziarele care din Rusia, la reacția respectivă e atentă, foarte atentă, inclusiv guvernamentale. Și este și deja și o versiune apărută pe unele ziare afiliate Kremlinului și pe unele site-uri afiliate Kremlinului în care se spune că reacția Rusiei va fi una mai moare totuși. Nu va fi atât de dură pe cât s-a anticipat, pentru că, repet, închipuiți-vă că noi suntem în Republica Moldova și noi avem 5 ofițeri în Federația Rusă și ținem în ambasadă. În momentul ăsta când ne dau înapoi, noi, știți cum, cerem scuze și mergem mai departe. Nu o să facem scandal pentru că nu avem dreptate. La fel și rușii. Toată lumea, atât Statele Unite ale Americii, cât și Anglia, cât și Israel, mereu persoanele care au fost angajate cândva în armate sau în servicii speciale, ele după ce au fost concediate în aceste structuri, au primit, beneficiază de dreptul la pensie, mai degrabă comparativ cu ceilalți. Ei sunt delegați în anumite structuri, pentru că în primul rând sarcina lor nu îi supraveghează ce face statul vecin, dar ce fac angajații săi. Asta e o securitate internă. Și normal că ambasada... Noi vorbim acum de ofițerii ai GRU, ai armatei. Și evident, dar având 140 sau cât se angajați are ambasada Rusiei în... O mie de persoane. Cu atât apropo, cinci persoane cu grad militar, pentru ca să supraveghezi dacă aceste persoane a lor nu cumva... Asta e versiunea dumneavoastră. Eu vă spun ca o idee, dar noi... Dumneavoastră doar îi dați aspectul că obligatorii, dacă el a fost angajat în structuri, el e criminal. Nu e criminal. Păi asta, așa îi spuneți. Păi dacă el este implicat în acțiuni de spionaj, el este criminal. Haideți să ascultăm și punctul de vedere a domnului. Dacă serviciile moldovenești au descoperit 5 ofițeri GRU, picăile lor, că sunt sincer, știți că iau metodele lor de căutare a informației. Evident, ai dat Facebook și ai văzut că el cândva a lucrat în armat. Poate să fie și așa. Servicii speciale. Poate să fie și pe Facebook. Poate să fie și pe măsuri secrete, e treaba lor. Dar nu mai este ei CV-ul pur și simplu. Haideți să admitem că eu am descoperit că 5 lucrători ai ambasadei Rusiei sunt ofițeri GRU
Ei, conform legii, sunt obligați să facă un raport la primul ministru și la Ministerul de Externe, la Ministerul de Externe, pentru că e Republica Parlamentară și ei sunt, știți că ei sunt bordele Parlamentului, nu de mult, vreo 3 luni de zile sau câte, până la investirea domnului Dodon. Ei au făcut rapoartele și mai departe e treaba politicului, nu e treaba serviciului secret. Mai departe trebuie să decide politicul moldovenesc, primul ministru în cauză și... Ministerul de Externe. Aici nu aveți dreptate și vă contrazic. Sarcina ASIS-ului nu e doar să prezinte informații. El trebuie să documenteze că această persoană într-adevăr încalcă convenția. Dar nu... În momentul în care el este să fie rău, el încalcă convenția. Păi cu ce încalcă el convenția? Spus, pentru că el este concediat din Ministerul Apărării și este angajat la Ministerul... Dar la noi, eu vă dau exemplu, nu vreau să numesc familie, dar la noi, la Ministerul de Externe, lucrează un număr impunător de persoane care au fost angajați ASIS-ului sau a poliției sau la CNA. Asta ce înseamnă? Că toate aceste persoane nu mai pot să facă o carieră diplomatică? Sau presupunem că eu, eu am lucrat 16-17 ani în poliție și poate se întâmplă cândva și eu plec undeva într-o misiune diplomatică. Atunci eu trebuie să fiu persoană non-grată deoarece eu am lucrat în poliție? Eu explic foarte simplu. În momentul în care ASIS-ul a aflat informația, a transmis-o mai departe la decidenți. Decidenții sunt ministrul de externe și primul ministru. Da. Și au decis în momentul când trebuie să provoace un conflict între federații. Acum ce se întâmplă? Când noi acum, avem o săptămână, două, când trebuie să înceapă exportul de fructe în Federația Rusă. Iată aici vroiam să ajung, domnul regizor, să revenim un pic. Acum primul ministru și ministrul de externe au o decizie politică. Dom'le, noi îi declarăm non-grata și anunțăm notă la ambasador. Asta au făcut. Acum, mai departe, este treaba rușilor să vadă dacă partea moldovenească are sau nu are dreptate în motivația care le-au... Că ei au prezentat motivația, dar răspunde, e secretă, se prezintă doar părții opuse. Da. Că doar nu poți așa nemotivația, e dat afară și de sfidanie. Nu. Se prezintă o anumită motivație minimală, cel puțin. Ăștia sunt, calcă convenția de la Viena, nu sunt diplomați, sunt militari, de sfidanie. Luați-i acasă. Acum rușii, de ce ezită? Vă spun de ce ezită rușii. Unul dintre persoane care este în această listă, este ajutorul atașatului militar. Unul dintre aceste persoane. Da, despre ce vorbim? El e din miserie, e persoană militar și detașat de către Ministerul Apărării. Conform convenției de la Viena, în orice ambasadă poate fi atașat militar. Vorbim despre ajutorul lui. Da, ajutorul. Păi el tot e militar, cu grad militar, dar care este în funcție. Vorbim despre asta ca un caz special, când el a fost implicat într-un caz de spionaj. El trebuia să fie, cum spune domnul Bedinski și alții, corect, el trebuia să fie explodat imediat în momentul săvârșirii infracțiunii. N-a făcut tot ce a făcut acum. Vorbim despre așa la spate. Două secunde. Care este efectul? Partea rusă are două soluții. Să vină dur peste Republica Moldova să explodeze 5 diplomați, de exemplu. Ce ce nu se întâmplă. Corect. Sau să vină cu măsuri asimetrice. Nu. Dacă Federația Rusă va veni cu măsuri asimetrice, țineți minte ce vă spun eu, înseamnă că ei consideră că moldovenii au dreptate, că ei au încălcat legea rușii. Dar vă spun. N-aveți dreptate. Merge elefantul ăsta în mare, Federația Rusă, și noi încercăm cumva să-l mușcăm, să-l provocăm, poate el totuși ne spune ceva. Nu, sunt două state, conform raporturilor internaționale. Dar să vedem, într-adevăr, capacitatea de influență internațională. Cu diferite pondere, două secunde. Vreau ca să revenim la ceea ce ne-am propus noi să discutăm astăzi. De fapt, s-a încercat această provocare. Tot așa provocare a încercat-o și Statele Unite când au expulzat 31 de diplomați. Obama pe ultimul Și rușii n-au răspuns din care considerent. Ei n-au vrut să strice relațiile cu următorul care va fi. Domnule Bedinski, eu vă rog frumos. Haideți să vedem cum toată treaba asta se răsfrânge asupra omului simplu. Pentru că s-ar părea că Federația Rusă ne-a întins o mână, hai să vorbim așa metaforic, cu amnistia concetățenilor noștri. Haideți să vorbim despre niște indici la care făcea astăzi referință domnul președinte Dodon la capitolul export. Aceste cifre oarecum ar putea ca să schimbe oarecare dinamică? Asta și-a fost intenția de bază a guvernării noastre. Vă rog. E necesar? Eu nu știu din care considerent. E intenție directă sau influențată de către guvernare, dar scopul final a fost a strica relațiile cu Federația Rusă. Cele care au început cât de cât să stabilească. Acum, dacă să mergeți în Federația Rusă, să vedeți care e atitudinea față de moldoveni. O, moldovan, brat, gata, suntem de noștri. Cu un an în urmă, era cu toată altă atitudine.
Și de aceea se simte că, uite, mâine, poi mâine, persoanele care sunt acolo o să transmită mesajul, păi, cu Federația Rusă noi putem să lucrăm mai departe. La noi sunt condițiile foarte bune. Noi acolo avem condiții mult mai bune ca Uzbekistanul, ca Kirgizistanul, ca alte state, care de fapt ele sunt membri a CSI, tot ca și noi. Ei sunt membri a organizațiilor internaționale, astea, cum se numește, deci militar, odată cum se spune. DKB. Da, OKB, OB, mai scurt. DKB. Da. Ei sunt candidați și membri la mai multe. Uniunea Euroasiatică, pe când noi nu suntem. Și noi avem înlesniri mult mai mari comparativ cu ceilalți. Noi acum s-a deschis, nu, cât a rămas până la Cireș? O săptămână, două maximum și începe exportul. Eu chiar azi am vorbit cu persoane care au venit din Federația Rusă și caută aici contacte pentru că să exporte încolo produsele noastre de legume. Care e cursul Cireșului? Uite, avem nou, cursul Cireșului. Da, domnule... Că erau foarte mulți de da, 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 erau. Da. Domnule Mihaiel, în șase luni, dacă nu mă înșeală... Da, să nu stricăm. Nu, într-adevăr, eu am impresia, guvernarea, știți cum, arde, nu arde, rău. Da, și am o întrebare și pentru dumneavoastră. În șase luni, domnul Dodon, dacă nu mă înșeală în memoria, trei vizite la Moscova. S-ar părea că relațiile diplomatice au început să meargă pe un alt făgaș. Până la urmă, care este impactul? Ce ne putem aștepta asupra cetățeanului și asupra diplomației? Impactul va fi unul pozitiv și vă spun de ce. Federația Rusă se va înțelege că Republica Moldova este un stat mic, dar este un stat suveran. Și nu va mai trimite ofițeri GRU sub acoperire diplomatică, dar va trimite cu actele în mână și în regulă. Vă să meargă în Transnistria, că acolo au niște funcții. Da, să spun eu care să fie impactul. Haideți să-l ascultăm pe domnul Mihaiești. Păi nu o să fie așa. Eu vă spun care să fie impactul. Dacă până acum Federația Rusă se mai juca cu Plăhătniuc și trimite note așa, cât de cât, la organizațiile internaționale drept, eu cred că acum ei o să puși foarte serios de capul lui. Și da? De toate persoanele care din împrejurimea lui, care au comis infracțiuni. De vedere. Eu sunt convins că anume pe făgașul ăsta. Ei n-au să iasă în conflict, să înceapă aratanul și... Nu, asta e părerea mea. Eu înțeles. Cum trebuie să procedeze ei? Ei trebuie să procedeze înțelept. Fără ca să dă reacție într-adevăr la acest lucru. Pe plan economic. Noi cu Federația Rusă avem un război economic care constă în faptul că după ce Republica Moldova a ratificat acordul de asociere, Federația Rusă a adus un embargo economic pe o serie de produse moldovenești agroalimentare, vitivinicole, și acest embargo este în continuare, apropo, în vigoare, doar pe anumite poziții. Și pe anumite agenții economici Federația Rusă le-a permis să exporte în continuare. Dar în continuare, embargo este în vigoare. Știți ce spun producătorii noștri vitivinicole? Îi spun mulțumesc Federației Rusă că ne-a pus embargoul acesta, interdicția aceasta. Noi ne-am învățat a produce calitativ. Bine, noi acum luăm primele loc. Nu. Păi, mergem cu dumneavoastră, ia că mâine, da? Mâine dimineață ne ducem la 3-4 agenți economici, producători noștri locali de vit. Eu știu care că mulți ei au început să exporte în alte țări. Corect. Ei s-au reorientat spre alte pieze de desfacere. Și acum Federația Rusă e gata să primească de la producție. Dar noi am avut o piață în 2006 estimată la 500 de milioane de dolari. Federația Rusă, piață pe vin, coniac, etc. De acord. Astăzi, piața noastră e de 3-4% din ce am avut noi atunci. Ca să înțelegeți cât de mare a fost lovitura. Și asta... Într-un an, doi, noi revenim la această situație. Dar acum cu altă calitate venim. Și cu alte prețuri. În continuare, vreau să vă spun că ceea ce ține de migranții moldoveni, problema nici pe departe nu este rezolvată. Amnistia s-a referit la circa 10-15.000 de persoane. Cei care au venit în Republica Moldova, câteva sute de mii, au documentele pline cu deporturi și cu tot felul de sentințe. Eu zilnic primesc persoane la primire, anume cu astfel. Nu nimeresc sub aceste persoanele care au fost prin hotărâri instanței judecate. Dumneavoastră înțelegeți că nu poate FMS-ul să anuleze hotărârea instanței judecate. Persoane care nu s-au desat în instanța judecată pentru a contesta hotărârea. De asta sunt 150 de mii. Și de asta sunt 150 de mii ruși, spun asta. Am nu, o bine, da. din 700 și ceva de mii, este de unde 150 de mii. Eu vă spun care nu sunt. Sunt persoane care au fost implicate în comiterea infracțiunilor. Sunt persoane care au fost care au comis contravenie. Sembă omul merge pe drum, s-a prins că nu are viza de ședință și o vedere. Persoane care au fost expulzate pe baza articolului 26 27 a codului lor,
Da. Persoanele și ele au primit, au beneficiat. Dar aceasta este majoritatea din persoanele care, într-adevăr, au primit acest deport, anume dintre aceste două motive. E problema în altă. Persoanele nu se adresează la organele. Păi, și de, anume se adresează cum omul vede deportul și pleacă acasă, în Moldova. Nu-ți mai ia eu bani să faci. Acei care vin, care se adresează acum și se anulează. Că, vă spun că zilnic primesc alte persoane care exprimă materiale în Federația Rusă și acolo se anulează. Avem problema transnistreană cu Rusia, domnule Bedinski. O avem. Formatul 5+2. Cu aceasta sunt de acord. Stă o armată Rusiei acolo fără statut. De ce nu depuneți un document în Parlament să legalizăm statutul armatei Rusiei în Transnistria? Vă dați bine seama că atunci noi facem pe placul cui? A Rusiei? Da. Cui trebuie? Păi puneți un document, să le punem, de exemplu, miliarde de dolari pe an pentru că o staționat din 92. Păi asta guvernul acolo trebuie să negocieze. Nu? Un miliard sau două sau 500 de lei. Și să dăm termen de 3 luni de zile să se evacueze. Asta e guvernul, trebuie să ducă aceste negocieri. Nu eu. Pentru că noi putem, știți cum, pierderile care am suferit noi sunt imense, ale economiei de războiul. Să presupunem, noi facem acum o lege că Rusia trebuie să plătească 500 de milioane pe an pentru că se află armată. Cine să o execute legea asta? Păi, dacă Federația Rusă, noi. Pentru asta este guvernul care duc să negocieze. Vă dau un exemplu, suntem ambijuriști. Păi, astăzi și vorbim, ei sunt diplomați. A făcut câteva acțiuni în justiția internațională împotriva Rusiei. Este una la Haga, mai este una la CEDO. Pe Crimeea, pe ocupație. Și el o să fie pentru noi, pentru Republica Moldova, o să fie de referință, pentru că cazul e aproximativ același. Eu aș vrea să rezolvăm Federația Rusă consensual întrebările, problemele. Corect, e așa și trebuie. Dar știți cum ați spus dumneavoastră la început? Că Moscova e slon. Rușii se duce la noi de sus, de înălțimea unui stat imens cu armă nucleară și cu gaze și cu nu știu mai acolo. Corect, dar noi vorbim în cazul dar noi, că guvernările erau nostru. Corupte, domnule Bedinski, președinții care au fost. Și dumneavoastră singur recunoașteți că guvernarea noastră e corupte. Se duceau la Moscova și își primeau pe colonul, luau bănuțul de acolo sau cine știe ce beneficii mai primeau. Din 2003 nu s-a mai dus niciun președinte la Moscova. Și vedeau Moldova și vedeau interesul național. Acum când Moldova începe să arate caracter și interes național, Rusia supără. Dar de ce supără Rusia? Că Moldova nu are interes național. Moldova trebuie să aibă interes național. Domnule Mihăieș, astăzi pe rețele de socializare am mai găsit afirmații potrivit că acest gest ar fi fost făcut de către guvernare la sugestia altor puteri. E viabilă această ipoteză? Asta a spus-o unul dintre cei expulzați, nu știu cum, care a fost implicat în cazul lui deputatului Bulbăceanu. Știți cum, eu cred că noi căutăm peste tot undeva niște versiuni din astea, scenarii și așa mai departe. Recent a venit coordonatorul de acolo. Nu am spus. Dumneavoastră aveți un da? Păi nu mai a venit de acolo. Eu nu știu unde. Dacă mergeți unul la unul, el spune că a fost la Washington, dar... Cântăriți mai bine posibilitățile. Păi, el așa-ți prezint, că el e coordonator. Și a plecat, spune că la Washington, dar lumea spune că a fost la Miami. Dumneavoastră faceți declarații, pentru coordonatorul. Și cântăriți mai bine să vedem dacă se întâlnește. Asta e și greutate. Dar, păi, este... Să răspundeți pentru declarații. Ca să nu spun, știți cum spun personal, să fie motiv, să fiu dat dar tot înțeleg și eu întotdeauna sunt atent, chiar și când îl critic pe domnul Dodon sau pe alt polițian, întotdeauna fac o virgulă. Zic, dar asta nu este demonstrat. De exemplu, am spus de Bolboceanu. Nu se este, dar trebuie să demonstreze vina, da? Da. Cazul este neordinar. Trebuie să recunoaștem că cazul respectiv, bineînțeles, trebuie tratat cu toată seriozitatea, pentru că Federația Rusă, într-adevăr, este o forță mare regională și internațională și ea trebuie să avem relații cele mai bune. Dar, repet încă o dată, dacă acești, într-adevăr, erau 5 ofițeri agăruiți, puteau să facă aici o rețea de terorism sau de spionaj sau de, Doamne ferește, ce se mai întâmplă, și noi trebuie, și SIS-ul și guvernul trebuie să facă tot posibil ca pe teritoriul Moldovei să nu se facă rețele de terorism. Dar dacă, Doamne ferește, îi instruiesc vă 10 oameni cum spune bomba și îți aruncă în aer parlamentul sau guvernul, nu. Noi trebuie să luptăm împotriva terorismului, împotriva extremismului și nu permitem altor state ca angajații lor să fie folosiți pe post de diplomat, înțelegeți? Este foarte gravă situația, dacă ar fi fost, într-adevăr, ofițer GRU, cum se spune, înțelegeți? Dacă, iarăși, domnule Bedinski, dacă ar fi fost, dacă s-ar întâmpla, da. Noi avem mii de cazuri prin, în istoria mondială, unde fost angajat a organelor drept, sunt încadrate în aceste structuri. Caracter, pentru că noi, Republica Moldova, nu ținem... Eu sunt pentru asta. Noi nu ținem soldați lângă Moscova. Lângă garnizoana moldovenească nu avem lângă Moscova.
ca să atacăm Federația Rusă. Noi la Chișinău nu avem, dar nu mai vorbim. Dar Rusia are și o garnizoană în Transnistria. Ei n-au ce faci cu atâția soldați, pur și simplu, cred că. Export. Da. Domnule Bedeș. Bine că nu sunt de achirii, că iau 150 de milioane de pionieri, așa că iau unii să ne pună la noi aici, chinezii. Chinezii, apropo, iau un propagat interesant. Ca stat nu au intenții imperiale, că asta e enigma istoriei. Este o enigma istoriei. Dați să vedem orașele chinezești prin toată lumea. Asta e acelea taină ce au lăsat altceva. Ei tot aceeași expansie. Dar ei cu armata nu se extind, lor nu-i interesant. Păi e o metodă nouă. Însă, cum a spus Zbigniew Brzezinski, deci să-l pomenim măcar cu o frază, el a spus că cea mai mare adversară a Rusiei este China. Și trebuie să fie atenți ca să nu le ocupe teritoriul vital. Domnilor invitați, de ce totuși acum s-a coptă această problemă, a ajuns în punct culminant și a... V-am spus, versiunea numărul 1, da. Că ar fi niște ofițeri ai GRU care prezentau pericul pentru securitatea națională și nu s-a putut altfel de procedat pentru că ei erau implicați în crearea unor rețele de terorism, spionaj, extremism, etc. Nu știu dacă ați văzut, aici nu vreau să leg numai decât cazul Petrenko și cazul Antifa de ofițerii ăștia, dar Petrenko fiind prin Donetsk, tot a făcut declarații separatiste pe acolo și a contribuit la stricarea relațiilor Moldovei cu Ucraina și cu alți parteneri internaționali. Deci, noi trebuie să fim atenți de un lucru, că nimeni nu face nimic degeaba. Nimeni nu își bagă capul în extremism sau în terorism degeaba. Toți o fac pentru bani sau pentru interese. Și întotdeauna, cine face chestia asta? O fac ofițerii pregătiți. Ucrainenii au pierdut Crimea, știți de ce? Pentru că au permis la 100 de ofițeri GRU să opereze pe teritoriul Crimeei și asta a făcut-o Ianukovici, care era trădătorul națiunii ucrainene și a permis ca ofițerii ruși să construiască o rețea de spionaj în Crimeea. Dar noi nu avem până la ora actuală o decizie fermă. Ne-am pierdut Transnistria. Noi formal nu o controlăm. De iure noi zicem că e a noastră, dar formal nu o controlăm. Pentru că noi am permis acolo să lucreze agentura rusească, armata pații. Când noi ai reușit să le permitem lui? 90, 91, 92 ani de zile. Asta putem să vorbim și despre Chișinău și despre Bălți. Apropo, dacă noi permitem în Chișinău să facă rușii o agentură puternică, mâine iau Chișinău, cu mâine goare. Domnule Bedeșchi, haideți să vedem până la urmă de ce totuși acum, de ce conjunctura politică tocmai eu, aceasta? Eu văd una. În primul rând, vizita la Washington. A doua, 9 mai și știți cum, undeva gelozie. Unor persoane din partea noastră, cum domnul Dodon poate să stea în Federația Rusă liber să meargă pe piața roșie să cânte imnul Republicii Moldova, dar ei nu au acces în Federația Rusă și nu pot rezolva afacerile lor, de fapt. E problema mai mult asta în bani. Și a treia, uite, mâine poi mâine trebuie să înceapă exportul. Și aici ne-am vrei, nu vrei, din partea lor, care părere? Păi, dacă nu eu, să am că eu stric tot. Nici bine lui. Cum poate fi explicat faptul că nici domnul ambasador, nici oficialii ruși până la această oră nu au venit cu o poziție oficială? Cât ani are diplomație rusă? Eu am fost în situație să studiez multe materiale ce legat de diplomație rusă. Și vă spun că o consider una dintre cele mai înțelepte. Atunci când este necesar să arăte forța, ei o să arăte. Dar atunci când trebuie să manifeste înțelepciune, o să o manifeste. Și eu cred că în cazul dat a fost o greșeală din partea politicienilor noștri, moldoveni, care au proces la acest fapt. Ei puteau să facă foarte înțelept. Puteau pur și simplu, fără o notă oficială, pur și simplu ministru sau o altă persoană să discute cu ambasadorul și să-i prezinte anumite informații, să spună uite, așa, fără ca să facem atâta tam-tararam. Și aceste persoane să pui condiție, uite, ar fi bine timp de 72 de ore să părăsească teritoriul Republicii Moldova sau 24 de ore. Ei explicau, atunci nimănui nu-i trebuie acest conflict. Dar uitați-vă astăzi internetul, tot Facebook-ul, toate rețelele de socializare, tot e plin de anume acest mesaj. Toate televiziunile vorbesc aceasta. Pentru ce? Înseamnă că trebuie să tragă atenție de la altă problemă. Dați să vedem ce s-a întâmplat zilele acestea. Ceva cred că a fost interesant. Sau trebuie să întâmple ceva în zilele următoare. Ceea ce trebuie cumva să fie mușamalizat prin acest mesaj care toată presa îl... Domnule Mihaieș, acum două luni premierul și președintele Parlamentului au trimis Moscovei o notă de protest în care se declarau îngrijorați de presiunile asupra oficialilor moldoveni. Da? Ne aducem aminte cazul. Da. Există vreo legătură logică? Evident. Sigur că există, pentru că în acea notă, fără precedent, apropo,
conducerii Poliției Republicii Moldova, Federația Rusă a luat-o în derâdere. Nu a luat măsuri și nici nu a răspuns. Doamna Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a spus o glumă pe tema asta. Și cu atâta s-a terminat răspunsul Federației Rusă. Deci, repet, din păcate, Federația Rusă a ales calea unor presiuni individuale pe anumiți membri ai guvernului, rețineri pe aeroporturi, ținerea lor prin beciurile grădnicierilor, câte 6-8 ore, alții câte 100, câte 2, fără niciun fel de sens. Vă aduceți aminte cazurile, cred că nu trebuie să le mai menționăm, că au fost implicați și unii ministri și domnul de la CNA, șeful de acolo, domnul Virel Chetraru și alții. Ca să nu mai vorbim de faptul că avem embargo-ul ăsta care e absolut nejustificat. Adică, care e problema că Republica Moldova are acordul de asociere cu Uniunea Europeană și trebuie să îmi pui tu nii Federația Rusă embargo-ul? Poftim, este acordul CSI de liber schimb semnat de Filat, încă în 2011 am impresia, pe la Petersburg. E în vigoare, toate țările, în mod civilizat, cooperează, vând, fac comerț, dacă nu, Federația Rusă, din păcate, nu a respectat acest acord de liber schimb și a instituit adevărate sancțiuni economice, care sunt foarte dureroase pentru economia moldovenească și se le folosește ca pârghie politică. Acum noi trebuie să ne rugăm în genunchi, să ne deschidem piața, să fim atenți, să le primim lor ofițerii GRU care fac aici rețele de spionaj sau de terorism sau, Doamne ferește, să nu problemați cu un război în Transnistria, iarăși pentru că văd că armata transnistreană în mod regulat se antrenează. Pentru ce se antrenează armata rusă și cea transnistreană împreună regulat, o dată în lună, fac exerciții foarte mari. De deci trebuie să fac armată. Păi stați puțin, stai culcat în pat. Cine adversarul lor? Noi suntem Republica Moldova. Păi ei, pentru asta și este o armată, că trebuie să antreneze. Nu e o armată pentru că stai culcată. Repet, eu cred că răspunsul lor o să fie foarte atent și foarte punctual. Și vă spun de ce. În practica internațională, eu când am venit aici, am citit despre non-grata câteva documente. Țările care, într-adevăr, greșesc, acceptă tacit notele respective. Tacit, ce înseamnă tacit? Înseamnă că dacă noi avem dreptate, dacă noi, într-adevăr, am prins pe piciorul greșit și am găsit 5 ofițeri aici, ei nu o să facă mare tam-tam. Eu o să o dea așa ușor, 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 o să stac cu planul 2-3 în noutăți și poate și o să răspundă, dar așa, de dragul răspunsului. Nu o să facă, dacă într-adevăr nu am fi avut dreptate. Eu vă asigur că ieri, la ora, la o oră distanță... Poate ar fi o idee bună. Domnul Neguț, acum spun, oameni buni, explozați, vă rog, pe ăsta, ăsta și ăsta. Ei încurcă să lucreze. Nu, că noi avem în total 10 oameni în ambasada în Moldova. Păi, uite, poate ar fi așa o idee. Și, dar știți că, conform unor cifre, Federația Rusă are circa 1000 de angajați în ambasada Federației Rusă din Republica Moldova. 1000 de oameni, 1000. Asta e cifră foarte mare. Pentru ce ține atâția oameni în ambasadă? Domnule Bedinski, revin la această... Eu nu știu deja cifră. Da, revin la această notă de protest despre care îl întrebasem și pe domnul Mihăieș. Spuneți-ne, vă rog, există o legătură despre această notă și declararea persoană non grata? Evident. Ei, prima notă care a fost, știți cum, un fel de... Probabil, acel primul ministru nu a fost la reuniunea premierilor din CSI, tot pe motivul ăsta, că Federația Rusă încalcă drepturile oficialilor moldoveni și îi persecută prin diverse metode. Dar el, fiind acolo, el putea personal să vorbească cu Medvedev și să înțeleagă, oameni buni, ce se întâmplă? De să vedem. Unde sunt numitor? Pentru ce sunt reuniunile acestea? Pentru că personal se poate discuta, se rezolvă la aeroport și îl băgau da să vorbim. Nu, dar vă întreb. Bine, dar el reprezintă statul. Riscul și-l asumă. Dacă el știe că comis careva infracțiuni... Federația să nu respectă statutul funcționarilor moldoveni care au protecție și imunitate. E așa, domnule? O respect în cazul dacă nu sunt încălcări. Păi nu a fost nimeni închiși din funcționarii noștri. A fost reținut pe ore. O oră, două, trei, patru ore. Păi nu a reținut. Ce înseamnă reținut? Vine ministrul de interne, de exemplu, cu documentele și prezintă aeroport. Dumneavoastră n-ați fost acolo, îl pun la 4 ore de control al actului. Dumneavoastră n-ați fost acolo, eu n-am fost acolo. Păi, dacă sunt... Păi, aceea ce scrie în presă, asta e unul. Dar care este realitatea? Funcționarii au făcut toți rapoarte. Cel mai bine, îl chemăm pe domnul ministru să vină aici și să spună el. Uite, ia că m-au ținut în așa condiții. Eu chiar aș vrea să văd cum o să spun. Sau ce au ținut. Cazul a fost public. A spus dumneavoastră domnul Chetraru. Păi lăsați ei să vină și să explice tot cum s-a întâmplat din secundă în secundă. Uite, am făcut asta, asta, asta. Ei n-au făcut-o, doar niciunul. Ei în Parlament au vorbit despre chestia asta. Ei au... Știți cum au vorbit în Parlament? Eu am fost martor la asta. Au fost discuții de 5 secunde.
Lăsați să povestească într-adevăr ce s-a întâmplat acolo și de ce au fost reținuți. Și... Eu n-am fost martor, nu vreau să apăr pe nimeni. Nici o parte, nici alta. Poate într-adevăr sunt abuzuri din partea funcționarilor, atât a noștri cât bun, și altor stat. Domnul invitat, apare o întrebare firească. Se va intensifica controlul raportat și la alte ambasade? Asta ar trebui să ne așteptăm? Nu. Eu cred că celelalte ambasade ar fi tot în regulă. Domnul Heș. Din alte ambasade la noi servicii secrete nu sunt. Doar Federația Rusă la noi are servicii secrete. Eu nu am informații speciale sau clasificate ca să vă răspund dacă există sau nu există ofițeri ai armatei în alte ambasade. Asta este. Suspiciuni, cel noi puțin. Avem un organ specializat care se numește SIS. Apropo, să-i mai dați să știm puternicieri. Că ei sunt câinele fără dinți. Câinele este SIS-ul, dar nu are dinți, pentru că adică n-are voie să facă zăpare pe la... Lasă-l măcar! Din când în când. Dacă nu mușcă! El hămâie! Unde hămâie? Numai că nu mușcă, pentru că el luat dreptul de anchetă și dreptul de urmări penale l-au luat. Păi vă spun, măcar să vină și spună, să vină... Eu n-am văzut niciodată să vină directorul SIS, să vină în Parlament și spună, oameni buni, uitați, vă avem problema asta. S-au spremit careva note. A fost, când a fost, cu un raport conform de 5 minute și a spus... Serviciul secret are regim special de activitate. Ei trebuie să raporteze la primul ministru, la președintele țării, deputați în Parlament sunt deținători ai secretului de stat. Da. Și respectiv, această informație trebuie, măcar la comisia lor specializată, trebuie să vină să o prezinte. Lucru care nu îl fac ei. Dar vă spun cazul. A venit domnul Balan în Parlament și la întrebare foarte simplu. Dumneavoastră, puteți să excludeți că pe teritoriul Republicii Moldova poate să acționeze careva organizații teroriste? Da, sigur, nu poate să fie așa ceva. Stați ulțe, dar dumneavoastră vă gândiți bine? E posibil să fie așa ceva? Nu? În principiu, da. Păi, ce vorbim? Domnule Bedinski, domnule Mihăiești, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua această discuție. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!